Într-o zi, Thomas era pe digul unui sătuc. În vagoanele lui era încărcată captura de pești. Asta lua mult timp. Pescarii foloseau echipament vechi și Thomas își făcea griji. O să întârzi la întâlnirea cu Henry pe doc. Va fi nervos, grăbiți-vă să... Thomas a fost brusc întrerupt. Conductorul și fochistul au râs. Făcu Thomas. Ce miros! Fu bucuros când a trecut pe lângă frumosul țărm. Aproape de far zări un semnalizator. Ce s-a întâmplat iar? Valurile distrug șina, anunță bărbatul. Am pus un marcaj. Vom verifica, zise conductorul. Pentru locomotive ca Henry e periculos, zise conductorul, dar pentru Thomas nu-i nicio problemă. Unul din ei aprinse semnalul roșu de avertizare. Când ne întoarcem, le spun să închidă ruta. Henry îl aștepta agitat pe Thomas. Ai întârziat și miroși urât. N-am ce face, pești miros, zise Thomas. Am întârziat fiindcă-s probleme cu șina. Tu ești singura problemă, Thomas. Nu mai pierde timpul și leagă vagoanele. Conductorul și fochistul vorbeau cu șeful de manevră când Henry șuieră. Ieșea din depou pufăind cu trenul său greu numit Peștele Afumat. Ce rută are Henry azi? Întrebă conductorul. Cea de pe lângă țărm e mai scurtă. Dar ți-am zis că e periculos pentru locomotive ca Henry. Șeful de manevre îl sună pe semnalizator. Henry hurui trecând de semnal. Voi recupera timpul pierdut, zise el. Ora 9:30. Semnalizatorul a răspuns, dar n-a auzit avertizarea. Când reuși să audă, Henry era deja departe. Ajuns pe șina de lângă țărm, nu mai putea înainta rapid. Era ceață densă. Nu văd nimic, strigă Henry, și nici conductorul. Când reușiră, fu prea târziu. Când le-a permis fluxul, Henry fu scos din apă cu macaraua. Nu știi să înnoți, Henry. Tu trebuie să transporti pești, nu să înnoți cu ei, zise controlorul cel gras. Ar fi trebuit să știi. Da, domnule, regret. Când Henry ajunse pe doc, macaraua Cranky îl privi cu dispreț. Mai să fie! O să ai de spus multe povești de pescar, dar fii atent, întâi spală-te bine! Pufni Henry, dar asta nu era tot. Uite, strigă un copil, au prins pești și o balenă verde. Nu e o balenă, e un monstru. Henry se întristă. Lui Thomas îi era milă de Henry. Haide, conductorul zice că e timpul să fii spălat. Te vei simți mai bine, hai să vezi. Avea dreptate. Thomas, regret că ți-am vorbit urât. Oh, nu-i nimic, zise Thomas. Simți și tu mirosul? Ce? Întrebă Henry agitat. Aer proaspăt! Oh, da, zise Henry.